Astăzi, invitatul meu vine din Michigan, Ștefan Străjerii, un prieten, și pe care îl salut cu mult drag și mulțumesc că a răspuns invitației mele. Bine ai venit, Ștefan! Te salut, Corin! Bun regăsit! Virtual! Bun regăsit! Noi ne-am cunoscut și ne-am văzut pentru ultima oară, să spun așa, în 2018, când eu am avut un eveniment lângă Detroit. Ștefan atunci a fost foarte amabil și a găzduit acest eveniment în calitate de invitat special alături de Dorin Nedrău, un colaborator de-al lui. Îi mulțumesc și lui Dorin pe această cale încă o dată. Cum spuneam, așa ne-am cunoscut. Noi ne știam un pic dinainte, din online, dar atunci ne-am văzut pentru prima oară, în 2018, în luna mai. Pe atunci, Ștefan pregătea niște proiecte, niște cărți, pentru că de aceea l-am invitat alături de mine astăzi. Ne va vorbi despre toate proiectele, pentru că vă spun, merită. Tot în 2018, când m-am întors din Statele Unite, eu i-am luat un interviu, poate fi citit și acum pe site-ul meu, corinaozon.com, un interviu foarte dens, foarte, foarte interesant. Eu l-am recitit, vă recunosc, cu plăcere și astăzi, înainte să intru cu Ștefan în înregistrare. Ștefan, tocmai ai sărbătorit, să zic așa, majoratul emigrării tale în Statele Unite, 18 ani de când ai decis alături de soția ta să stați, să locuiți acolo. Știu despre impactul pe care l-a avut prima ta aterizare în Detroit și mi-a plăcut foarte mult sinceritatea, faptul că tu nu ai legendat, să spun așa. Ai fost foarte sincer în mărturisire. Și mi-ai spus că nu era ceea ce era, ce se vedea în film, acei zgârie nori, că America e cumva toată la orizontală. Spune-mi acum, la 18 ani, cum ești acolo? Român-american, să zic așa. Ei, de atunci a trecut impactul șocului cultural, cum se zice, primii 2 ani de imigrație, când realitatea e dură. Plecând dintr-un mediu universitar, am ajuns muncitor necalificat, așa cum ți-am zis și în interviu atunci. La o bandă ca un robot, pe un metru pătrat, mișcări mecanice. Și nici nu am dorit să ajung în America, după cum ți-am zis în interviu. A fost o conjunctură, un context și o decizie luată în tramvai. Ei, tot ce a atenuat din șocul ăsta cultural a fost comunitatea românească pe care am găsit-o aici. Probabil că de aici a plecat și ideea cu cărțile mele. O documentare începută chiar din primii ani. Am fost impresionat de bisericile care le-am văzut aici și cred că e aglomerația cea mai mare de biserici românești din America de Nord. Sunt 24 de biserici în Detroit. Detroit area. Din care vă 10 ortodoxe, 2 mănăstiri, biserici pentecostale, baptiste. Și după 2 ani, după cum știi, am avut ocazia să preiau curentul internațional. De atunci viața mi s-a schimbat, motivația de a trăi aici a fost amplificată, deși mai visam să mă întorc după primii 2-3 ani în România. Ei, și începând cu ziar, am început să cunosc o lume pe care o mai auzit, o ascultasem pe Europa Liberă precoce, prin clasa 6-7, din cei emigrați, depinde cum te raportezi, dar în România din anii 50, 60, 70, foști deținuți politici, o lume care, din păcate, a dispărut. Generația mea, care acum nu prea mai are același, să zic așa, atașament față de România, oarecum. Poate o are în suflet, dar nu ca și implicare. Aici au fost parcuri românești, au fost o proprietate mare la Vatra Românească, din păcate nu se mai organizează nimic acolo. Și puțin a mai căzut. Manifestări mai sunt la biserici, stările sociale, după cum ai văzut și cum ai participat și tu atunci în mai 2008. Am înțeles. Deci tu când ai ajuns acolo, ai găsit totuși o comunitate românească. Știu că mi-ai povestit că sunt mai multe grupuri structurate în funcție de anumiți factori. Cam câți români sunt în America, Ștefan? Nu știu precis, Corina, tot timpul am avut o discuție pe tema asta.
cifrele oficiale din statistici până în 90, când se înregistrau etnice, în America erau doar 500 de mii. Cifrele vehiculate prin mass media, 2 milioane, 3 milioane, nu au fundament științific. De exemplu, în Detroit, în Michigan, erau 25 de mii de români. Și așa mi se par mulți. Probabil că realitatea e undeva între baza științifică și vehiculările prin mass media românească. Da. Hai să zicem că ar fi poate 50 de mii acum. Doar în Detroit. Și poate să ajungă la 1 milion în America. Dar și aici trebuie structurat. Păi, originari români, un părinte român, tot felul de criterii statistice pe care știi. Suntem economici pe cam amândoi. Așa că... Bun. Și tu acolo ai preluat practic un proiect jurnalistic, Curentul Internațional, nu? Așa se numește ziarul. Fondat în 99 în Indiana și în 2005 l-am preluat. Care a fost creat de o doamnă, sau nu, am înțeles, da, ce-a reținut în 1999 sau ceva de genul acesta, tu l-ai preluat și acum este un proiect online, exclusiv. O idee de reapariție tipar, print. Și la care colaborează mai mulți autori din America și din Canada, din Canada, din Italia, din România. Și există și acum acest ziar, nu? Scrieți acolo, aveți editorial, am văzut, și Dorin Nădrău are, sunteți activi. Astea-s vremurile, până la urmă ne mutăm cu toții în online. Și tu ai început să scrii totuși o carte despre emigrații din Michigan, emigrații români. Românii de la Mare Lac. Vom arăta și coperta cărții. Un titlu cam plastic, dar până la urmă cuprinde și române puțin, cu tangențe din Cleveland, Ohio sau Chicago, Illinois. Dar concentrația fiind în zona metropolitană Detroit. În 2004, la o întâlnire cu un prieten de aici, am spus că intenționez să adun materiale să scriu o carte. Dar nu știam unde voi ajunge proiect. Deci ai scris... Da. 10 ani ai scris... Am adunat materiale. Plus arhiva mea personală, adunată din multe surse. Da, 10 ani de documentare, pentru că această carte conține și fotografii ale epocii de când au emigrat români, au fost primele migrări ale românilor în America. Eu am fost la tine acasă și am văzut că ai o impresionantă arhivă de ziare vechi, o colecție de ziare vechi și de cărți. Ce s-a întâmplat cu această colecție? O mai ai la tine acasă? O mai am și o mai răsfoiesc și am treabă. Vreau să spun mai mult că cea mai consistentă parte din arhiva mea provine din sediul Episcopiei Românești care aparține de București. În 2003 s-a mutat sediul din Detroit la Chicago. În 2009 am avut privilegiul să iau toată arhiva din basementul sau demisolul Episcopiei, fostului sediu. Câteva mașini, ziare prăfuite, le-am desprăfuit cum am putut și am găsit o colecție impresionantă de ziare românești tipărite în America, nu numai în America, chiar și în Australia sau în Europa, de imigranții politici români. Plus genul ăsta de almanacuri care ți-am arătat, procese verbale de la organizații. Vreau să-ți mai spun că multe arhive ale organizațiilor sau ziarelor românești au dispărut. Odată cu închiderea organizațiilor sau a ziarului, au rămas... cum au rămas și oamenii le-au aruncat. Nu pot fi găsite la muzee. Acum spun și originalitatea surselor mele bibliografice. Cea mai mare parte consistă din arhiva mea. În rest, mi-am făcut rost de bibliografii online. Tot ce am găsit menționat undeva, mi-am procurat. Deci cam asta ar fi sursele bibliografice. Și la prima carte și la a doua, când o să o aduc în discuție. Am înțeles. Iar revenind la cartea ta cu emigrații români din Michigan, ai spus că 10 ani ți-a luat să faci documentarea. O muncă titanică. Această carte însă a fost, bănuiesc, foarte bine primită de comunitatea românească de acolo și nu numai. Este un cap de pod, o referință istorică din punctul meu de vedere ce ai făcut tu și prin proiectul pe care l-ai continuat cu românii din Canada. Deci despre cea mai recentă carte a ta să vorbim. Da.
Poți spune-ne cum se numește cartea și cât timp ți-a luat să faci aceasta, să scrii la ea și de ce faci lucrurile acestea? Istoria românilor canadieni, începând din 1890 până în prezent. Imediat după ce am terminat primul proiect, în august 2014, am simțit nevoia să mă apuc de un nou proiect. Simțeam că nu mai am ocupație. Și deci a durat 6 ani jumătate, așa, grosso modo. Cartea actuală e mai consistentă, vreo 200 de pagini, mai voluminoasă. Dar și aia era de acoperire, fiind Canada, care cea mai mare țară, a doua țară ca mărime din lume, în care românii ferește, sunt așezați în conglomerate urbane din Canada, în prezent, Toronto, în Quebec, în Montreal, sau mai nou în Vancouver, British Columbia. Deși inițial ei au venit în provinciile de prerii, Manitoba, Saskatchewan sau Alberta, cele trei provincii de prerii. Structura primelor imigranți până la doilea război mondial a fost de origine rurală, țărani. Bucovineni, ardeleni și, interesant, dobrogeni. Dar de menționat că cei dobrogeni erau de origine ardeleană, ajunși prin transumanță în Dobrogea, mare majoritate. De exemplu, există nou Făgăraș în Dobrogea, în care erau din Crește, din zona Făgărașului. După unirea Dobrogei în 1878 în România, atunci au început să fie dusă o politică de a duce români în nouă provincie. Deci de atunci datează primul val de emigrare, nu? Ale românilor. Primele mențiuni sunt în 1890, așa cum am dat și în titlu. Un grup de 30 de români menționați, după care nu se mai știe nimic. Abia după vreo 8 ani au venit cei înregistrați. Și asta datorită unei politici duse de guvernul canadian. În 1896, prim-ministru Clifford Sifton a propus să colonizeze cele trei provincii de prairii, un teritoriu vast, imens, dar slab populat. Erau doar indienii care erau acolo și câțiva foști răzleți, așa, ajunși în cele trei provincii. Și cum sursa de imigrare era anglosaxonă sau din țările de nord până atunci, nu mai erau doritori. Și atunci s-a orientat spre partea de sud-est a Europei, în special în fostul Imperiu Austro-Ungar, Ucraina, Galiția, în Bucovina, să caute oameni buni de muncă cu o politică de a le oferi 160 de acri contra unei taxe de 10 dolari. Era mare, dar acceptabilă. 160 de acri fiind cam 80 de hectare. S-a dus o politică de promovare, iau ca exemplu Bucovina în capitală, în Cernăuți. Politică de promovare, afișe, tot oamenii au început să fie interesați până au spart gheața primii. Și au făcut curaj și au plecat. Dar săracii s-au trezit într-o imestate de... Li s-a dat pământul ăla, dar era plin de buruieni, copaci, trebuia să fie deselenit, defrișat, etc. S-au trezit în pustietate și au trimis scrisori acasă să ademânească și pe ceilalți, rude, prieteni. Și așa au ajuns grupuri de familie, în special tineri. Unii și-au venit cu soțiile, alții și-au dus soțiile mai târziu sau... Și ei, practic, de ce vă emigrau? Dorința pentru pământul era... Ca să ia pământ și să-și construiască o casă, nu? Sau... Da, de exemplu, și în Bucovina, dar cred că și în Ardeal, la fel, pământul era foarte fărămițat. Aveau foarte puțin pământ. Da. Și au visat că ajung să facă ceva în Canada și după un anumit număr de ani să se întoarcă înapoi acasă. Ceea ce nu prea s-a întâmplat. Rare excepție. Și spune-mi, Ștefan, de unde te-ai documentat? De unde ți-ai luat sursele de documentare? Că totuși e o muncă aici, trebuie să știi unde să mergi, să... Nu are așa, niște instituții. Într-un procent foarte mare din activa mea, din ziarele vechi. În ziarele vechi și câteva lucrări științifice scrise la unele universități din Canada, dar lucrări, unele chiar netipărite.
Și din aproape în aproape am început să le tot adun. Da. În foldere și sub foldere și plus foldere. Și cât ți-ai spus că, cât timp ți-a luat să scrii cartea aceasta? 6 ani. 6 ani și jumătate, aproape 7. Da, știu că atunci când ți-am luat interviu în 2018 îmi spuneai că lucrez la această carte. Deci era în plină desfășurare, să spun așa, în 2018. Și de ce faci aceste lucruri, Ștefan? De ce? Că sigur, dincolo de plăcerea documentaristului din tine și a jurnalistului. Sau pasionat pentru istorie, hai să fie mai clar definit. Tu știi, Corina, ne leagă România oricât ar fi. Vreau, până la urmă, să fiu și subiectiv. Vreau să las ceva în urmă. Știi, vorba Laurent Scriptamanet. Și acum ea are și un caracter de unicitate. Cu lipsă de modestie, spun că deocamdată e prima lucrare monografică de anvergura asta. Mi-aș dori să scrie și alții, chiar poate ori fi avut ceva de completat. Nu mă supăr. Aceste cărți ale tale sunt la fel de citite și oamenii sunt interesați indiferent unde locuiesc. Deci nu neapărat că stau în Canada sau în Statele Unite. De aceea te-am invitat și am vrut să vorbești despre lucrările tale, tocmai ca să extindem un pic sfera de interes. Și aș vrea să-mi spui dacă mai pregătești altceva după această carte. Știu că e cam de vreme pentru că e proaspăt tipărită, dar eu nu cred că stai tu degeaba. Nu știu dacă pregătesc, dar am o mică idee și acum hai să o divulg. Ar mai fi românii din America de Sud, lucru mai puțin cunoscut. Ca să termin continentul și Sud. Inclus și Mexicul, deși Mexic face parte din America Centrală, uneori inclus chiar la America de Nord, aici o discuție. Dar în special în Argentina, Brazilia, Venezuela sunt biserici românești. Nu de aceeași amploare ca în America de Nord sau ca în America și Canada. Dar sunt lucruri interesante. Vreau să spun că chiar cei din Canada, primii imigranți, unii au ajuns în Argentina. Au ajuns în Argentina, n-au găsit pământ, n-au găsit nimic, s-au întors fii în România înapoi, sau în provinciile istorice, fii s-au dus direct în Canada. Am mai găsit un lucru interesant pe care nu știam la prima carte. Au ajuns românii în Dakota de Nord. Din cei din Dakota de Nord și-au făcut o biserică în Dakota de Nord. S-au mutat în Canada când a început politica cu pământul și au dus biserica cu tren. Au dezmembrat biserica, au dus-o în Nord. În Saskatchewan, Saskatchewan. Și, de exemplu, Saskatchewan erau comunități, erau cu pământul, erau ca în satele românești, erau comunități întregi românești. Da, mai erau nemți originari din România, din Ardeal sau chiar unguri în preajma lor. Numai că distanțele erau foarte mari, aveau proprietăți, dar aveau distanță de 2-3 km de la o casă la altă. Ca să meargă de la un vecin la altul, inițial și-au pus semne și-au tăiat ramuri de copaci și da, pentru că vedeau fum ieșind într-o casă, știau unde să ajungă. Nu existau mașini, adică nu aveau mașini pe atunci, ei nu. Și ce m-a uimit pe mine a fost că tu, că atunci când am scris acel interviu, am mai trimis niște fotografii din arhivă pe care le-ai folosit și în cartea ta aceea cu românii din Michigan, în care emigranții, primii emigranți erau îmbrăcați în costume populare. Adică așa s-au dus, erau de la țară, nu? Așa au mers, așa au ajuns, așa și-au păstrat tradițiile încă 40-50 de ani. Cred că până în preajma primului, a doilea război mondial sau chiar și după. Toate obiceiurile care erau în România le-au păstrat. Cu sărbătorile de iarnă, colindatul, sorcova, capra, ritualele de înmormântare, nunțele erau cu lăutari, cu tot ce era în vechea țară, așa cum spuneau ei. Deci au făcut acolo o mică Românie în Canada, practic. Trebuie să-ți mai menționez saltul Boian, care își păstrează și acum numele. Deci după Boianul din Bucovina de Nord, există Boian în Alberta, la nord-est de Edmonton, capitala provinciei. Există un muzeu acolo și chiar am un prieten de a treia generație, domnul Les Lutic, e un personaj interesant, poate iei și un interviu, vorbește românește
destul de bine. Uh-huh. Are și o școală românească în Edmonton și el este curatorul muzeului primilor emigranți români din Boian. Acolo se mai păstrează proprietățile, Biserica Sfânta Maria, fondată în 1904-1905. Și apropo de biserici, cea mai veche biserică din Nord America, incluzând și Statele Unite, există în Regina, capitala provinciei Saskatchewan. Sfântul Nicolae, construită în 1902. Deci, practic, Boian ar fi singurul loc unde există un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. Mai există un muzeu și în provincia Manitoba, Sfântul Ilie. Lansez cumva cartea aceasta și online sau? Da, după cum avem acum preconizat pe 15 mai. Atunci vom anunța, tu ești invitată. Mulțumesc! Abia aștept și... Mulțumesc! Atunci vom mai discuta, vor fi mai mulți participanți, după cum știi, din Canada, România, dintre cei care deja la acel moment vor fi citit carte, probabil. Mă bucur foarte mult că am stat de vorbă și știu că tu ai foarte, foarte multe de spus și sunt convinsă că ai descoperit și multe povești vechi de ale emigraților și cred că... În ultimul capitol, 7, am vreo 30 de povești, memoria ale primilor emigranți sau urmașilor. Tot traseu de cum și-au părăsit casa, drumul cu trenul, căruța, trenul, vaporul, iarăși tren în Canada, deci au ajuns unii după 2-3 luni la destinație. Stat în port, în Hamburg, sunt povești și triste. Copiii care au murit pe vapor și au fost aruncați în ocean. Sunt chiar tragedii. Le spuneam de biserici, erau 4 vecini români și nu aveau biserică, crește în primii ani. Și au făcut o cruce la otarul dintre terenuri și acolo se închinau și aveau o carte de rugăciune de acasă și după aceea și-au făcut primele clădiri de biserici, mai rudimentare. Ei au clădit biserici, dar nu găseau preoți. Cu chiu cu vaia au ajuns preoți din România, au avut preoți și ucraineni și care erau disponibili în zonă. Câteodată ajungeam un preot să fac o slujbă la o lună sau două la biserica lor. În restul ei mergeau singuri la biserică, se închinau ei, după cum știau ei ritualul. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și te mai aștept să ne vedem cu bine la lansarea cărții tale. Cu plăcere, Corina. Eu îți mulțumesc. Mult succes în continuare și noi ne vedem curând cu un alt invitat. La revedere! La revedere!